considerați că dacă ne-ați primit astăzi atât de bine și de frumos aici, la Petroșani, două nuclee de voluntari pozitiviști, cum spunem noi, celor care au implementat încă din toamna anului 2016 și până în septembrie 2017 proiecte sub această sigla Viața la Pozitiv, considerăm că e bine și e frumos să aducem o mică atenție tot așa în semn de prețuire. Iar așa cum anul trecut, ne-a plăcut să declarăm Școala Gimnazială Sfânta Barbara din Arinoasa o școală pozitivă, vrem astăzi să înmânăm această titulatură și Școlii Gimnaziale numărul 7 de aici, din Petroșani, Școală Pozitivă. Mulțumim frumos, este o onoare pentru școala noastră să primească această distinție. Am să-l rog frumos pe domnul director să vină alături de noi. Să vină și domnul director, o să-l invităm și pe dânsul. A, da? Da. Da. Așa, am considerat că domnul director ar fi trebuit să primească această diplomă. Îi felicit pe copilași, pe cei 10 elevi care au lansat proiectul în școala noastră, pe doamna profesoară Sârbu Cristina, îi felicit pe copilașii și pe doamna profesoară, doamna Potros Cristina, de la Arinoasa, și cu siguranță vom rămâne pozitiv cu toții. Mulțumim mult de tot! Colectivul de cadre didactice și elevi de la Școala Gimnazială numărul 7, de aici din Petroșani, a spus da și au spus împreună da în momentul în care am lansat înscrierile pentru ediția cu numărul 6, Viața la Pozitiv, în toamna anului 2016. Și vrem să oferim această distinție domnului profesor Vasile Pop, directorul Școlii Gimnaziale numărul 7, Petroșani. Distinție cu rugămintea să ajungă la dânsa. Și vă mulțumim!